Bună dimineața încă o dată, adresăm telespectatorilor, dar invitatul nostru special în primul și în primul rând. Mulțumim că a acceptat invitația noastră de a poposi în această dimineață alături de noi. La mai împărtășit câte un gând, câte două gânduri, de ce nu, pentru 2013-2014. Taman, ce am depășit și această zi națională a României, cum s-a simțit din punctul lor de vedere al voluntarilor de acolo sau, de ce nu, din punctul de vedere al președintelui Asociației Sens Civic din Piatra Neamț, Andrei Carabela. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, eu vă mulțumesc pentru invitație. Era și normal să o onorez, este o plăcere pentru mine să vin în studioul vostru. Așa cum spuneam uh, și în deschiderea acestei ediții, uh, luna decembrie vine odată cu ziua națională uh, și cu uh, aceste sărbători, pregătiri pentru sărbătorile de iarnă, împodobește mamă bradul, uh, bineînțeles uh, 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 s-au împodobit uh, și uh, Mă rog, vedem un, cum să spunem noi, un peisaj feric mai peste toate localitățile, chiar și în comunele din România mai nou. Mai agață domn primar acolo câte o bă, bă, instalație de pom, câte un lucru, două, așa, un fulguleț de nea, eu știu cum, aranjat și așa mai departe. Ne împodobim de sărbătoare. Evident că toate lucrurile uh, se învârt așa la această zi uh, națională. O să vorbim din acest punct de vedere cum au simțit cei de acolo Ziua Națională a României în acest an. Uh, și, uh, bineînțeles, că uh, următoarea mare, uh, cum să spunem, uh, manifestare, eveniment după acest 1 decembrie, Ziua Națională a României, rămâne gala voluntarilor din Județul Neamț, gala care vi se pregătește. Nu putem da prea multe, multe amănunte pentru că este în pregătire. Am zis da, am uh, uh, acceptat uh, noi ca și televiziune uh, acordul de a uh, sprijini uh, media uh, în ceea ce privește media, da, acest eveniment. O să atingem câteva chestiuni și despre acest lucru, că se fac pregătiri și atunci vorbim despre mai toate cele importante asociații care organizează și au sprijinul voluntarilor de, din județul Neamț despre acest eveniment. Dar, în primul și în primul rând, dați-ne nevoie să-l întrebăm pe președintele Andrei Carabela, președintele Asociației Sens din Piatra Neamț. Cum s-a simțit din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul voluntarilor de aici, de la Asociația Sens Civic, și acest 1 decembrie, ziua națională? Ce mi-a plăcut mie a fost încă. Am simțit încă dinainte de desfășurarea de Zilei Naționale. În perioada în care mergeam prin librării să achiziționăm banderole, tricolore, steaguri și așa mai departe, însemne tricolore pentru celebrarea zilei naționale, am observat faptul că librarii mi-au spus că față de anii precedenți, anul acesta a fost un, un volum mult mai mare de vânzări de steaguri, banderole și accesorii tricolore ceea ce mi arată că românii au devenit mai patrioți și își respectă mai mult însemnele naționale. Este un lucru de bun augur. Pe de altă parte, anul acesta, am, nu știu anul trecut cum, ce marșuri au fost prin oraș, știu că noi am participat și anul trecut la un eveniment cu ocazia Zilei Naționale. Anul acesta, peste 200 de elevi de la Liceul Calistrat Hogaș, îi felicit cu această, această, cu această ocazie, au organizat uh, marșul calistraților, un marș uh, cu o tentă patriotică chiar solemnă și uh, foarte lăudabilă. Am înțeles. Ca de altfel și celelalte marșuri, acum nu vorbim neapărat de toate localitățile, dar majoritatea uh, dintre ele, uh, cum spuneam mai devreme, domnule și eu, domn primar de la comuna respectivă, uh, de acolo, nu, îți dai seama că nu dispune de mari fonduri ca să organizeze mare, uh, mare petrecere defilare. și mare Doar a agățat și el acolo un tricolor, a pus, uh, 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 eu știu, uh, la dispoziția locuitorilor comunei. Uh, o petrecere mică, așa, o sărbătoare mai câmpenească, mai nu, pentru că no, și vremea nu ne ajută în această perioadă anului, dar s-au pregătit și ei cu micul mare. Plus, marea defilare pe care unii dintre noi am urmărit-o uh, în fața televizoarelor de la București, că și acolo au fost uh, implicate mult mai multe uh, acțiuni, Absolut. să spunem așa. Uh, au venit și militari uh, din America, au venit și militari din Franța și nu știu cine au mai fost pe acolo. Oricum, a fost o desfășurare pentru acest 2013, de 1 decembrie, ziua națională, uh, parcă puțin mai diferit, parcă puțin mai, uh, nu neapărat mult în sensul de volum. Hai să mai încărcăm programele la TV cu încă o oră, nu? A fost uh, ceva mai divers. Foarte mai e apropiat lucru, de eu. ceea ce ar trebui să fie, de fapt. Și cred că fiecare român ar trebui să fie mândru că este român și să celebreze cu, cu, cu solemnitate acest moment al Zilei Naționale, pentru că este o zi pe an și măcar atunci să ne respectăm țara și istoria. Corect. Și uh, mai mult decât atât, am observat uh, și uh, cetățeni care au venit în număr mult mai mare decât în anii precedenți la uh, aceste uh, sărbători, la manifestările dedicate Zilei Naționale. Uh la defilarea armatei, militarilor, la acțiunile celelalte, concerte și așa mai departe, dacă s-au susținut sau unde s-au susținut, unde nu s-au susținut. Dar încă un aspect. La un moment dat, nu știu ce an, acum vreo 3-4-5 ani în urmă, sau în fine, nu mai contează neapărat anul, dar observam cum șoferii pe drumurile patriei agățau acel tricolor, mă rog, achiziționat, eu știu, de la stațiile, de la benzinării, Cine știe de unde le luau, dar mergeau cu tricolorul o mașină. Merg de ziua națională în excursie, nu știu, nu. Ceea ce nu e un lucru extraordinar de. Uh, cum să spun, e un lucru minunat. Însă, nu s-au mai vândut atât de multe stegulații pentru mașini cu gândul de a pleca în vacanță undeva, la un picnic, la o ceva. Cei că s-au vândut uh, tricolorile, uh, uh, acele stegulețe tricolore, uh, nu să le pui la mașină, ci să le iei în mânuță și să le fluturi puțin atunci când vin și militarii să defileze. Minunat! Bun! Stima ce prieteni, spuneam că vom vorbi în această dimineață cu amabilitatea invitatului nostru special și despre faptul că, iată, ne apropiem, ne pregătim de, de sărbătoare, dar ne apropiem să tragem așa o liniuță, să facem un bilanț pe 2013 și, bineînțeles, pe aceste gânduri pentru 2014. La acest moment de întâlnire așa între ceea ce a fost cu 2013, ce va veni cu 2014, o să rugăm pe invitatul nostru special să ne povestească câteva uh, lucruri. 2013, așa cum uh, am considerat noi din punctul nostru de vedere uh, și prin întâlnirile pe care le-am programat în cadrul emisiunii Ești matinal și mulțumim încă o dată foarte frumos. Uh, de-a lungul timpului, uh, de-a lungul anului 2013, am tras și noi câteva uh, consecințe. Uh, voluntarii de la asociația Sens Civic s-au implicat destul de serios și când a venit vorba de proiectul acela Do it, let's do it România și când a venit vorba despre multe alte proiecte. Uh, au fost aici și ne-au povestit ne-au povestit și cum au decurs lucrurile și am făcut și noi, nu neapărat în sensul de promovare a evenimentului, dar ne-am -am implicat și noi și am anunțat, mă rog, cetățenii, telespectatorii, că da, a fi voluntar nu înseamnă o responsabilitate foarte mare, dar înseamnă un lucru foarte mare pe care poți să-l faci în calitatea ta de voluntar. Bun. Dar să-l întrebăm din punctul său de vedere, cum a fost anul 2013 pentru Asociația Sens Pentru oricine, finalul de an este un prilej de a face bilanțul și de a-ți pune pe hârtie, a trage linie și a vedea câte lucruri bune ai făcut și ce poți îmbunătăți pentru anul următor. Pentru Asociația Sens Civic, anul 2013 înseamnă al doilea an de existență și ne-am am beneficiat cumva de uh, avantajul și experiența unui prim an anterior, uh, care a fost de asemenea foarte bun. Anul 2013, noi zicem că a fost unul deosebit în care chiar am, nu am stat deloc degeaba. Uh, am avut numeroase proiecte. În 21 de luni de existență uh, avem peste 100 de proiecte derulate și acțiuni derulate, uh, ceea ce nu este... Uh, nu este puțin uh, și mai ales că uh, multe dintre proiecte chiar au însemnat un real succes. Mă refer la uh, proiectele de anul acesta. Uh, un viitor uh, sănătos începe de astăzi. Proiect uh, demarat cu sprijinul uh, unui, uh, unei companii din Piatra Neamț care a donat uh, o 20% din impozitul pe profit pentru a uh, renova două saloane în cadrul secției de pediatrie uh, de la Spitalul Județean, județean. Neamț. Deci am început anul pe șantier și l-am continuat la, la lucru. Am renovat cele două saloane de la pediatrie. Acțiunea, campania Un viitor sănătos începe de astăzi. Am continuat-o cu sprijinul Vodafone România, care ne-a pus la dispoziție mobilier tot pentru Spitalul Județean Neamț am găsit un transportator din județul Neamț care ne-a dus mobila de la București și am putut o astfel dona spitalului. Este vorba de peste 300 de noptiere tip roll box, dulapuri, scaune operator, birouri și așa mai departe. Asta a fost pe parte de acțiuni cu impact pentru comunitate, putem spune. De fapt, toate au fost cu impact pozitiv asupra comunității. Les It România, care a fost cel mai ambițios proiect al nostru, am implicat peste 9500 de voluntari. De fapt, este impropriu să spunem că Asociația Sens Civic a implicat peste 9500 de voluntari. Noi am promovat evenimentul eficient, am colaborat eficient cu instituțiile, cu, cu voi cei de la STV care ne-ați susținut și ați fost parteneri media în acest proiect cu toți factorii de care s-au putut implica s în această acțiune. Și cetățenii acțiune. au răspuns. Și cetățenii Bene, au răspuns, au răspuns de... pozitiv, mai ales mulțumim inspectoratului școlar județean, care s-a implicat într-adevăr foarte, foarte, eficient în acest proiect. Peste 7500 dintre voluntarii, implicați în, voluntarii nemțeni implicați în curățenia, ziua curățeniei naționale. Uh, au fost elevi și profesori. Sigur că da. Eu nu prea am mintea, dar din câte mi-aduc eu aminte, apropo de acest proiect Lezduit România și implicarea celor de la Asociația Sens Civic, după care cetățeni benevol, fără niciun fel de, cum să spunem noi, responsabilități, să spunem, domnule, te oblig sau obligațiuni și așa mai departe, au venit și au răspuns da acestui proiect și au mers împreună cu o serie de voluntari, s-au împărțit pe grupe și așa mai departe și au mers către locurile de a face curățenie, de a mai igieniza așa pădurea, dar au mai lăsat să respire. Și nu numai la pădure am fost de... Au fost mult, mai multe alte obiective. Ceea ce vreau să spun este că, iată, acest 2013, la cei doi anișori pe care am plinit Asociația Sens Civic, dar prin demersurile lor și prin implicarea lor, a strâns un număr record de participanți la Lăzduit România pentru județul Neamț. Da, și ne-am clasat pe locul 3 în țară ca și participare. Toate trei, toate cele primele trei, de fapt, podiumul a fost ocupat de județe din, din Moldova, Botoșani, Iași și Neamț. Adică a fost așa un, un cerc. A, moldovenii au arătat că au, au fost mai implicați anul acesta. E aerul mai tare pe aici. Probabil. Mm -hmm. da. Asta nu înseamnă că sunt multe zone în județele amintite murdare sau, mă rog, cu pline de gunoi și așa mai departe, adică gunoiul tot la noi aici. Ah, da, nu trebuie să înțelegem că Moldova ar fi mai murdară decât restul țării. Credem că este o asemănare între felul în care se natura românii. Fimpelcul cetățeanului de rând a fost cel mai mare, uh -huh. cu impact cel mai mare în zonele amintite. Nu pot să trec cu vederea și faptul că nu s-a întâmplat în 2013, s-a întâmplat în 2012. Oricum, aflam în vacanță pe șoselele din România și apropo de aceste, cum să spun, atracții turistice pe care dorim să le promovăm, pe care dorim să le mă rog, cultivăm, să le creștem așa ușor, ușor, ca și valoare, ca și potențial turistic pe viitor. N-ai să vezi loc 100% curat în România, indiferent de orice obiectiv turistic vorbești. Bine, nu vorbim de mănăstiri și faptul că ai ajuns în mănăstire uh, acolo până să ajungi la biserica mănăstirii și așa mai departe. Acolo lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Cert este uh, că atitudinea românilor uh, evoluează corect. pozitiv. Uh, de la an la an se strâng mai puține deșeuri, participă mai mulți voluntari uh, la acțiunea de ecologizare și uh, scopul acțiunii nu este atât să curățăm țara, cât să învățăm oamenii să nu mai arunce. De exemplu, Cred că oricui s-a întâmplat în viață să arunce o hârtie la întâmplare. Și eu am, am făcut acest gest, nu sunt mândru de asta, dar cert este că nu am mai aruncat niciodată un, uh, niciun lucru la întâmplare uh, după ce am participat prima dată la Let's Adică am văzut atunci ce impact negativ poate, arăta, poate avea acest gest minor care nu dădeam importanță uh, dacă arunc hârtia la coș sau nu. Evident, nu abuzam de acest lucru, doar că mi s-a întâmplat să nu să arunc la întâmplare un, un gunoi. Am înțeles. și m-a învățat că nu este bine și n-am mai făcut acest lucru de atunci. Asta da. a fost la prima ediție lezduit Do It și... Asta Putem să ne implicăm acum, strict sau să ne referim strict la efortul de pus. E mult mai ușor să arunci o hârtie când e mult mai greu să te apleci sau culeci sau pui acolo sau depozitez de acolo unde uh, trebuie. Uh, da, Din păcate, sunt din cei care, mă rog, uh, grijile lor sunt cu totul și cu totul diferite. Numai la lucrurile astea nu se gândesc. Uh, revenim și cu alte uh, proiecte pentru 2013, pentru că spunem noi că sunt uh, demne de menționat și, bineînțeles, nu lăsăm pe invitatul nostru în această dimineață să plece una cu două, chiar dacă este frig afară. Minus 13 grade, 14 la miercurea Ciuc, deci s-a întâmplat. Bun, uh, Și uh, suntem uh, la început de lună, decembrie. Uh, să ne povestească invitatul nostru uh, ce are de gând pentru 2014, atât cât uh, să ne facem și noi acolo o listuță și să spunem da, acolo ajutăm, acolo ajutăm, acolo ajutăm, acolo nu avem altceva de făcut decât să mergem împreună cu voluntarii de acolo, de sens civic și nu numai de a, uh, asociația sens civic. Uh, să ajutăm și noi și să dăm o mână de ajutor. Bun, vorbesc prea mult. Pauze de publicitate, revenim. Am revenit prieteni în direct după această scurtă pauză de publicitate. Mergem mai departe cu discuția noastră. Mulțumim foarte frumos Andrei Carabela, președintele Asociației Sens Civic. Este prezent la noi în această dimineață să ne împărtășească uh, despre anul 2013, despre uh, proiectele din 2014, atâta cât dorește dânsul să ne povestească, pentru că degeaba ne lăudăm acum când uh, proiectul nici nu a început, nu? Atunci uh, preferăm să păstrăm tăcerea și uh, să ne vedem în momentul zilei, uh, la uh, momentul proiectului respectiv, cu desfășurarea așa ca la carte, uh, și după aia să strângem uh, laudele dacă or fi. Găsește sensul, implică-te civic, este uh, motoul, să spunem așa, cu care cei de la Asociația Sens Civic, voluntarii uh, de acolo, pornesc la drum de fiecare dată, la fiecare proiect important. Bun, după ce am depășit chestiuni legate de Ziua Națională a României, am împărtășit câteva uh, idei, am amintit câteva uh, lucruri despre 2013, uh, care, uh, dacă e să le analizăm așa, la modul general, cum o facem în această dimineață, uh, nu avem decât plusuri pe toată linia. Pentru că și uh, când a venit vorba, de exemplu, de acest Let's do it, România, campania națională de a mai uh, strânge din deșeurile aruncate de unii la voia întâmplării, la întâmplare, la voia sorții, în fine, am strâns în acest 2013, de fapt nu noi, cei de la Asociația Sens Civic, voluntarii de acolo, prin acțiunile lor, un, un număr impresionant de voluntari. Locul 3 pe țară e un lucru care, mă rog, cred că spune multe. Dar mai multe pentru noi, cei de ai locului, spune că am avut un record de participanți la această campanie de colectare a deșeurilor prin implicarea, iată, voluntarilor Asociației Sens Civic la Piatra Neamț. Baon, rămăsesem la ce proiect de pe 2013 să-l mai amintim? Cu păi, impact destul de important. Uh, uh, bă, proiecte de succes au fost, uh, au fost uh, și proiectele finanțate de. Consiliul Județean Neamț, Vacanța Activă, un proiect prin care am adus zâmbetul pe buze în mod constant timp de o lună și jumătate copiilor instituționalizați din patru centre de plasament de pe raza județului Neamț. Este vorba de peste 150 de copii și tineri la care am fost în trei rânduri, odată ca să, ne cunoaștem, să ne descriem, să ne povestim fiecare ce planuri, ce priorități avem, pe, să le punem un film educativ, să ne jucăm cu ei, să îi plimbăm prin excursii prin județ la obiective de importanță turistică. Deci acesta a fost proiectul Vacanța Activă. Un alt proiect a fost proiectul Recreație cu Sens Civic, un proiect finanțat de Primăria Piatra Neamț, prin care am oferit diverse cursuri din propriu activități tematice tinerilor de pe raza județului, în special cu bătaie spre domeniul ăsta voluntariatului, al spiritului civic, al educației, al bunelor maniere, ecologie și așa mai departe. La începutul anului am avut o serie îndelungată de activități la fășor din Parcul Central. În fiecare weekend am avut ateliere tematice la în cadrul cărora invitam pe tineri să participe, să învețe, să, să, să confecționeze să, un accesoriu manual, să-și să exprime dragostea în mod autentic, de exemplu cu ocazia dragobetului și a, Am a Valentine's Day. Corect. Ceea ce ne duce cu gândul că și anul 2014 vor veni cu, va veni cu ceva proiecte care, mă rog, Păi în deja în de anul 2014 vom repeta tot ceea ce am făcut bun până, în, până acum și vom face acțiunile la ediția următoare, adică ediția a treia, de exemplu, acțiunea de plantare va fi la ediția a treia, campania de la rădăcină, atelierele tematice le vom relua și în 2014 pentru că suntem de părere că tinei trebuie să îndrumați să să se exprime original, autentic și să fie creativi. Am înțeles. Vom continua cu tinerii din centrele de plasament pentru că chiar noi considerăm că spirit civic nu este atunci când mergi și oferi unui tânăr o portocală, o banană sau o ciocolată, ci atunci când mergi, mai ales dacă ne referim la copii instituționalizați, pentru că acești copii au aceste lucruri și ei mai multă nevoie au nevoie de înțelegere, de comunicare, de socializare. Nu este suficient să mergem și să le dăm o ciocolată dacă nu stăm și să le spunem o poveste, să, le, să ne jucăm cu ei și să îi învățăm o chestie interesantă. Minunat! Da, prieteni, de asta mă pregăteam să-l întreb pe Andrei Carabela dacă pe 2013 mai e vreun proiect așa foarte important de amintit, că mergem cu gândul și la 2014 și cam sărbătorile de iarnă cu ce vin. Am să. Trebuie neapărat să amintesc un proiect pe care, care merită toate felicitările și pe care trebuie să vă mărturisesc că noi cei de la Sens Civic ne gândisem încă de timpuriu să organizăm o gală a voluntariatului, doar că nu, nu ne-am hotărât sub ce formă și care să fie exact forma de organizare. Cei de la CRID au avut mai mult curaj și o inițiativă lăudabilă. Vor organiza pe data de 18 decembrie Gala Voluntariatului Nemțean, un eveniment deosebit de important pentru ceea ce înseamnă voluntariatul nemțean, și îi felicităm pe cei de la CRID, le suntem alături, îi susținem și îi ajutăm în organizarea acestui, acestui eveniment. Uh, invităm pe toți cei care s-au implicat în activități de voluntariat pe parcursul acestui an să se înscrie, să ia legătura cu organizatorii C.R.I.D. Uh, în România și să se înscrie în, uh, cu proiectele desfășurate în această gala voluntariatului pentru că uh, trebuie să oferim cetățenilor exemplul uh, uh, voluntarilor care s-au implicat în proiecte de succes. Corect. Dacă auzim de premii importante, de cel mai bun fotbalist, cum povesteam în această dimineață, că e cel mai valoros, că e cel mai bun sportiv, de că, să avem fotbalistul ce anului? anului... Dom'le, da, pentru omul simplu nu e cel mai simplu și cel mai frumos lucru să zici, da, domnule, uite, mulțumim pentru că te-ai implicat și atunci o inițiativă extraordinar de importantă. Știm și avem idee să nu gândească lumea că acum, vai de mine, facem noi revoluții în, și, în și la acest capitol, să spunem. O asemenea acțiune a pornit la nivel național, dar, mă rog, țara noastră e în lung și în lată, destul de măricică și atunci trebuie implicare și la diverse structuri de pe plan local. Nu e simplu să-i aștepți sau pur și simplu să stai să-i aștepți pe cei de la la nivel național să uh, vină și la tine, și la tine, și la tine, și la tine, și la tine. Or veni bine, nu or veni tot bine. Eu am toate uh, forțele necesare și uh, cu sprijinul celorlalți, ai, uh, celorlalți din comunitatea noastră, putem organiza chiar noi o gală a voluntarului uh, nemțean. Și merită de și, control. în plus, merită și județul la a voluntariatului, pentru că sunt multe uh, organizații care s-au implicat și au dezvoltat proiecte de voluntariat în județ și trebuie să amintite și felicitate uh, fiecare acțiune în parte. Corect. Despre Faptul că iată, cei care au participat la aceste acțiuni de voluntariat Se pot înscrie pentru această acțiune La gala premiilor voluntarului nemțean Despre toate detaliile, despre toate lucrurile Ținem și noi aproape și vă povestim Și vă îndrumăm ce și cum trebuie să faceți Pentru că ne-am înscris în această campanie media Alături de... Asociația uh, CRID uh, România, cel care uh, este organizatorul principal al acestui eveniment, alături de celelalte uh, uh, oameni care uh, dau sprijinul atât cât pot, uh, atât cât pot oferi uh, dânsii uh, la organizarea acestui eveniment. Vă anunțăm din timp despre toate lucrurile, despre tot ce aveți nevoie să știți despre gala aceasta a voluntarului Nemțean. Știu că mai avem puțin timp la dispoziție, cu părere de rău și cer scuze de la telespectatorii noștri. E mai important să ne implicăm acum în treburile acestea și să anunțăm lucrurile acestea și, evident, vom reveni și cu rubricuțele noastre în zilele următoare. Nu rămânem datori, asta e clar. Uh, da. Un 18 decembrie și despre toate aceste lucruri vom povesti pe parcursul emisiunilor noastre, uh, și de dimineață, și în cadrul știrilor, și în cadrul uh, mai multor uh, emisiuni TV. Bun. Dar... Trebuie să zic și despre acțiunea de prilejuită de apropierea sărbătorilor de iarnă. Așa. Uh, va fi a doua ediție a campaniei În tonul sărbătorilor. O acțiune caritabilă pe care o vor organiza membrii Asociației Sens Civic. Dacă anul trecut am făcut această acțiune în, în, doi pași, am făcut în primul rând cheta, am pus fiecare cât a putut, 10, 20, 50 de lei. Corect. Aici am... fiți atenți, fiți atenți, nu se vorbește de nimic căpătat de la unul de la altul. Nu. Deci ei, din proprie inițiativă, sub forma unui proiect micuț acolo, dar important pentru că orice gest contează foarte, foarte mult, au zis, domnule, atâta am eu de oferit în materie de bani și vedem după aia cadouri ce se vor strânge și nu știu ce, sau o să ne explice Andrei Carabela dacă fondurile se duc strict către locația respectivă, către uh, grupurile ținte, să spunem așa, în cadrul acestui proiect. E foarte important pentru că voluntarii înscriși la, acestă, la, acestă, la această acțiune pun ei de la ei. Nu, pun păi nu ei este de corect la... să faci acte caritabile cu banii altor. Adică, până la urmă, este o faptă bună și aceasta, dar nimic nu se compară cu gestul propriu și personal, acela de a scoate bani din buzunar, de a face acest uh, lucru din propria, pe propria cheltuială și cu uh, propria, din propria voință. Sigur că da. Și alt amănunt destul de important, he, he, că dacă ar fi să le înșirăm pe toate, am vorbit vreo trei uh, Un alt amănunt deosebit de important vis-a-vis -vis de ceea ce am discutat adineauri, a, a este faptul că în cadrul uh, asociației uh, Sens Civic, în cadrul altor asociații uh, de voluntari, și de aici și de pretutindeni, sunt și se regăsesc elevi de liceu, nu? De exemplu, majoritatea fără să ce sunt ele... ei bănuțul când. Domnule, nu am servici, eu am altă treabă acum, am altă calitate, dar mă implic și fac presiuni la forurile superioare ale familiei mele, sau, mă rog, cine știe, dar. Majoritatea când elevii care se implică în acțiuni de voluntariat și mai ales atunci când scot un bonus din, din buzunarul propriu, fac acest lucru fiind conștienți că își subțiază banii de buzunar pe care îi iau de la părinții lor. Nu merg la părinți să ceară mama, dăm bani ca să dau la asociație. sau, Adică noi chiar descurajăm acest... Este, acest proiect a pornit de la o inițiativă a unui tânăr din cadrul asociației pentru că noi, cei care suntem implicați în coordonarea activității asociației, nu am avut curajul să zicem, haideți oameni buni, să punem fiecare câte 10 lei și să luăm... Nu, un tânăr a venit cu ideea, am... inițiativa sa a fost evident aprobată de toți colegii și Așa a născut proiectul în tonul Sărbătorilor Doar că, ca să nu creadă oamenii că ne limităm la un gest prea subțire Atunci când mergem la o familie amărâtă, de exemplu, sau așa Invităm și pe ceilalți să ia legătura, cei care doresc să se implice, să participe la un astfel de gest Să ia legătura cu noi pe site-ul www.senscivic.ro și să își ofere acolo eventuale lucruri de care nu mai au nevoie. Pentru că noi scopul acțiunii acestea este să mergem la o familie nevoiașă și să-i ducem, ca și anul trecut, de exemplu, alimente, hrană, îmbrăcăminte, jucării pentru copii, o remorcă de lemne, diverse lucruri. Ce care se poate... Exact. Asta pe de o parte, și pe, pe de altă parte, dorim să oferim un exemplu civic. Și anume, nu să mergem și să oferim lucruri, alimente sau un pachet, un cadou simbolic unui, unei persoane care are nevoie disperată de ajutor, ci și celor care muncesc, de exemplu, unui tânăr cu dizabilități care muncește și își câștigă existența muncind și nu cerșind. Credem că este. Exemplul care trebuie dat oamenilor, pentru că nu este civic atunci când mergi și dai un uh, ban unui unuia care stă și întinde mâna pe stradă, ci mai corect este să-l ajuți pe unul care muncește și este rușine să întindă mâna, Cunec. deși poate ar avea nevoie la fel. Am înțeles. Deci, în spatele acestor mici cadouri, mici cadouri sub formă de fi ele, uh, se ascunde uh, uh, cum să spunem noi, uh, lucruri mult mai importante. Uh, da. E interesant și impresionant. Și pă considerăm că 2014 vine din nou cu asemenea acțiuni, așa cum îl credem pe cuvânt în această dimineață pe domnul președinte al Asociației Sens Civică, domnul Andrei Carabela. Bun, era vorba la un moment dat de un proiect mult mai mare. Știu că nu se poate spune foarte multe lucruri, pentru că implică ceva mai. E mai serioasă treaba. Mult mai serioasă. Un impact mai puternic sau mai puțin nu știu ce impact va avea, dar oricum, ca și avea implicație în, în, în proiect ca și proiect în sine va avea ceva de adus. Pentru că, mă rog, se anunță ceva mare. Da, împreună cu colegii mei lucrăm de ceva timp la, la un proiect destul de ambițios. Nu voi spune prea multe despre acest proiect, decât că. Credem că acest proiect ar fi în beneficiul real al comunității Și vor face, va avea în centrul atenției tinerii Vom promova, credem noi, într-un mod mai eficient voluntariatul Sperăm să, reu să reușim acest lucru Și credem că vom avea și sprijinul autorităților locale în acest demers Și mai ales al părinților și profesorilor am înțeles. Așa că 2014 vine din start cu o surpriză uh, pentru voluntarii de pretutinde, în special pentru uh, cei uh, de la Asociația Sens Civic uh, din uh, Piatra Neamț. Foarte multe detalii, foarte multe despre ce și cum, despre când, cum, uh, adică toate, toate, toate detaliile necesare pentru a deveni un simplu voluntar de cernu sau pentru a participa ca și simplu voluntar în cadrul unei acțiuni care se anunță mai devreme sau mai târziu, și ce mai departe, toate lucrurile și important despre cum puteți ajuta dumneavoastră, în calitate de administrator al unei firme sau în calitate de orice altă calitate, de la cetățean simplu până la eu știu ce altă funcție de conducere, cum puteți susține asemenea acțiuni, care au rostul, pentru că, așa cum spunea Andrei Carabela în această dimineață, Uh, nu contează cadoul care îl oferi, ci mai mult decât atât gestul care stă în spatele acestor cadouri. Adică, da, nu poți să-i spui la unul, uh, mergi uite, ia cadou, ia-ți concediu medical. Te învăț eu cum... Uh, nu mai continuăm. <laughs> da. da, aș dori să, dacă tot se apropie finalul de an, uh, aș avea și un mesaj de transmis uh, uh, antreprenorilor, oamenilor de afaceri, care ar avea posibilitatea. Știm și noi, statul este de multe ori ineficient atunci când își pune în aplicare unele proiecte, mai ales dacă ne referim la risipa de bani. Și nu vrem să decredibilizăm instituțiile statului, dar așa se întâmplă oriunde până la urmă. Și ceea ce vreau să spun este că un ONG poate realiza un. Uh, obiectiv uh, ambițios, cu uh, investind o sumă de, trei, de până la 3 ori mai mică, datorită uh, unei negocieri prealabile cu eventualii furnizori. sau De exemplu, am să vin cu exemplul celor, uh, acțiunii de renovare a celor două saloane de la pediatrie. Uh, un antreprenor ne-a contactat anul trecut, tot așa, în luna decembrie, și ne-a zis că am un fond de sponsorizare disponibil, conform legii uh, codului fiscal. Uh, o firmă poate să doneze 20% din impozitul pe profit, în limita 3 la 1000 din cifra de afaceri, uh, unui ONG pentru o anumită cauză. Uh, și astfel, firma respectivă, uh, directorul, patronul respectiv, poate avea o idee el însuși de proiect. Uh, Domnule, vreau să uh, corect, fac corect. o acțiune la casa de copii, o acțiune la Căminul de Pătrâni sau la Spitalul Județean neam sau să renovez o grădiniță sau știu eu ce... Um, am fondul ăsta de la dispoziție, îl dau ONG-ului să se ocupe de această problemă Iar eu îmi văd în continuare de afacerea mea și nu pierd nici timp Iar cei de la ONG vor veni și îmi vor prezenta rapoarte cu cheltuielile, cu rapoarte de activitate Cum ce s-a făcut cu banii respectivi Adică ce vreau să spun uh, O firmă poate totală. să doneze 20% din impozitul pe profit O sumă perfect deductibilă, nu are nimic de pierdut și să rezolve și o problemă reală a comunității, într-un mod mult mai eficient decât ar putea rezolva acel lucru instituțiile statului. Și astfel, patronul rezolvă o problemă morală, susține o cauză civică, încurajează acțiunile de voluntariat și dezvoltă un lanț care, evident, va aduce beneficii pe termen lung comunității cele două saloane de la pediatrie cu siguranță vor rămâne o perioadă mult, mult, mai aspectoase decât celelalte saloane care arată nu așa cum ar trebui să arate o instituție medicală. Sigur că da. Și lucrurile stau nu cum ar trebui să stai ele în sensul normal al desfășurărilor ne referim apropo de saloanele de la pediatrie, pediatrie, spitalul județean și așa mai departe, evident că lipsuri sunt peste tot și guvernul încearcă să drămească banii și să-i trimită și să-i redirecționeze să-i direcționeze și iar redirecționeze și iar lipsuri sunt peste tot, asta e situația dar până la urma urmărilor lucrurile care au un impact imediat Iată cât au putut să facă câțiva uh, voluntari cu sprijinul unor importante uh, afaceri, să spunem așa, uh, unei companii importante din România. Domnule, asta am făcut, asta am zis, asta am semnat, s-a văzut. Și este vorba și de eficiența banului cheltuit pentru că un ONG are puterea de a negocia prețurile de achiziție pentru materiale de construcție sau așa, explicând furnizorului, domnule, uite, este o acțiune civică, noi nu facem profit din asta, având în vedere că este un scop nobil, poate renunțați la adausul comercial și ne oferiți la prețul de achiziție, de exemplu, materiale respective. Am înțeles. Cu siguranță uh, multe au mai fi fost de uh, povesti și în această dimineață. Le mulțumim foarte, foarte, foarte mult uh, tuturor celor de la Asociația Sens Civic, voluntarilor de acolo. Uh, nu vă pierdeți spiritul. Uh, Implicați-vă uh, și pe 2014 și de acum mulți ani înainte. Sănătate să vă aducă și anul 2014. Să aveți sărbători minunate. Vreau să mai întreb cu ce vine Moș Crăciun, dar uh, lăsăm loc de altă întâlnire, pentru că que arca não mais tempo Bun. Mulțumim foarte frumos! Vă mulțumesc mult pentru invitație și cu siguranță colegii mei vă transmit dumneavoastră și telespectatorilor toate gândurile bune pentru 2013 cât a mai rămas și mai ales pentru 2014. Ținem legătura și de ce nu poate facem o întâlnire așa mai mare puțin și cu cei de la Asociația Cris și așa mai departe. Dar ne gândim noi pentru că idei avem și noi să știți. Andrei Carabela pentru noi, pentru dumneavoastră telespectatorii în această dimineață nimeni altul decât președintele Asociației Sens Civică Piatra Neamț. Mă rog, sperăm că am mai învățat câte un lucru altul în această dimineață. Câte o pauză de publicitate am înțeles de la colegi că ni se pregătește, după care imediat trecem și în studioul știrilor pentru a afla și informațiile pe scurt.